suma profundă care a beneficiat de valoare europeană, de bani americani, în timp ce noi, în țara asta, stăteam în spatele cortinei de fier. Cum te numești? Spune-mi, te rog, ce crezi despre Uniunea Europeană? O frază, te gândești un pic, îți dau microfonul și este important fiecare dintre voi să nu aveți teama de a lua cuvântul, să nu aveți teama de a vorbi și teama. Am dezvoltat, am învățat multe de la profesorii acestui liceu și mă încearcă și sunt animat de un sentiment de gratitudine pentru că toate lucrurile bune pe care le-am învățat ulterior își iau baza în acești 4 ani pe care le-am petrecut la liceul Mihai Eminescu. De colegii voștri din alte licee, din alte județe. Și trebuie să vă pregătiți pentru lucrul ăsta cu ambiție, să fiți curajoși. Și acum să mă apropii un pic de semnificația zilei de pentru țara asta, pentru România, de care parte a istoriei să ne dezvoltăm. N-am avut, din păcate, valori europene, n-am avut bani americani prin planul Marshall, am avut, din păcate, parte de cortină de fier, am avut parte de întuneric, dacă vreți, și de-abia în 2007 am reușit să ne reconectăm la sensul pozitiv de curgere al istoriei, odată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană. Nu știu în ce măsură sunteți conștienți de șansa uriașă pe care o aveți, pentru că mă gândesc la anii mei de liceu și țin minte că în 96-2000 erau anii când pentru prima oară intra, dacă vreți să folosesc cuvântul ăsta, internetul în Buzău. În 96 au apărut primele telefoane mobile în România. Astea sunt realități pe care voi le cunoașteți, sunt convins, din primii ani de viață și ați avut fundamental o altă expunere decât am avut-o eu, colegii mei sau cei mai în vârstă decât eu. Eu am amintit, de exemplu, de pe vremea regimului comunist, când mergeam la alimentară și cumpăram pâine pe cartelă. Probabil ați auzit de lucrul ăsta, dar nu le-ați trăit. Nu le-ați trăit și e posibil să faceți, să considerați, de fapt, să considerați că ce aveți acum, valorile de tip european la care aveți acces, sunt un dat care nu a fost câștigat prin muncă, dacă vreți, sau prin suferință. Lucrurile astea sunt prezente, dar, din păcate, istoria ne-a dovedit că pot să și plece, pot să și dispară. Și fiecare dintre noi avem datoria, prin puterea exemplului personal, să sprijinim democrația de tip european, să sprijinim valorile democrației de tip european și să fim conștienți că ce avem acum, valori europene, reprezintă o perioadă foarte bună din istoria noastră recentă, ca și țară. Este cea mai importantă organizație din care România poate face parte și, cu siguranță, ne ajută extrem de mult ca și țară. Mulțumesc. Vreau să vă spun că voi, noi ca români, nu suntem cu nimic mai prejos decât colegii voștri sau decât, știu eu, celelalte țări, celelalte popoare din vestul Europei. Poate cu noi, fapt, cu siguranță, istoria a fost mai dură și am avut mai multe... Istoria a fost mai dură și am avut mai multe de tras, cum se spune, mai mult de pătimit. Era virtual imposibil să călătorești în afara țării. Era absolut imposibil să reușești în viață dacă nu accesai, știu eu, relații de partid sau ale sistemului, cum să